Vă salut! Am venit să lucrăm niște porumbi. Am două motosape în remorcă. O să vi le arăt imediat. O să vă spun și de ce sunt două. Pentru că dă și Ramona cu una, eu cu una. Eu o să dau cu modelul ăsta mai mic, 5600R. Și aici cred că avem, o să vă arăt și suprafața, e și iarbă și foarte multă piatră. Aici cred că avem un 2300 de metri pătrați cel puțin. Și doar ce am venit, am terminat o lucrare, ați văzut recent, am băgat motocultivatorul la porumbi pe o suprafață mare. Și am fost acum și am terminat-o, ne-am trezit la 5 dimineața, acolo sunt 7500 de metri. Mai facem și aici 2500 și o să băgăm două motosape ca să mergem puțin mai repede. Am 5600R-ul și 7800 CRT-ul de la Ruris. O să le desfac și o să le dau jos. Bag benzină și după aia le vedem puțin la treabă. Adun și mie benzina să le bag cât un plin. Astea nu consumă mult, utilajele astea. Deci chiar nu consumă mult. La asta dacă îi fac plinul pot să fac toată suprafața aici. Și cea mică cred că are un litru rezervorul. E suficient aici. Ăsta este un sistem 7800, ăsta are și tambur de cosire. Cred că am peste 20 de clipuri pe canal cu el. Deci e o motosapă, e favorita a Ramonei. După aia urmează 1001 KSD-ul, care îi plac foarte mult, asta e favoritul ei. Și merge foarte bine, deci printre cele mai reușite motosape de la Ruris, zic eu. Bine, am lucrat cu câteva, nu cu toate, dar având și sistemul de cosit și câte am reușit să fac cu ea, chiar este super tare. Și asta la fel, micuța asta e ideală. Asta are un litru. Ține destul de mult și la asta rezervorul. E un motor de 4 cai pe ea, un motor mic. Sunt pregătite. O să-i desfac frezele la 7800, că așa nu are loc pe rând. După aia dăm drumul la treabă. E foarte multă iarbă și piatră.
Haideți să vă arăt și suprafața, să vedeți și cum arată. Vedeți oricum că este foarte multă iarbă. E și plin de piatră locul ăsta. O să vedem după aia când îl terminăm. Deci e destul de lung, sunt vreo 100 de metri și avem câteva rânduri. Puteți vedea și cum arată rândurile. S-a dat cu un ierbicid, dar fără niciun fel de efect, după câte se pare. Trebuie să venim cam până aici, pe aici e hotarul. Mă scuzați că v-am amețit puțin. Până prin salcea aia pe acolo. Deci e ceva de băgat și aici, așa că vedem și pe parcurs cum merg motosapele. Ramona, nu știu dacă o să vrea să o filmez mai de aproape, poate vă arăt eu cum mai merge 7800. Și vedeți și 5600R. La final vedem ce am reușit. E deja foarte cald, dar asta e. Am dat vreo 3 rânduri. Observați, este o diferență. Vă arăta un pic mai bine după ce ia puțin soarele buruianul ăsta. Dar este foarte mult buruian și pune probleme. Deci se înfășoară pe freză, se pune în tijă după ce îl taie freza. Trebuie să cureți și tija, să mai cureți și freza. Cred că va fi posibil să facem o trecere, îl lăsăm puțin să îl ia soarele și după aia trecem iar a doua oară, pentru că trebuie totuși tocat cât mai bine să fie mai ușor la acoperit când o să bag rarița. Haideți să vedeți informativ cum merg motosapele și continuăm lucrarea.
Am terminat lucrarea, motosapele au mers foarte bine, nu a reușit să consumăm benzina, nici măcar în asta mică care are rezervor de 1 litru. O să vă și arăt unde e nivelul. Ia uitați aici, ia să mișc un pic să vedeți. A durat totuși mai mult decât ne-am așteptat, e terenul mai greu, multă iarbă, piatră. Dar a ieșit bine, nu o să mai bag a doua oară pentru că mai am altă treabă de făcut. O să încerc să vă arăt acum. Aici am terminat lucrarea în zona asta. O să arăt mai bine după ce se mai usucă puțin iarba asta. Și am un singur rând la toată suprafața care a fost îngust. Aici aș fi putut încerca cumva să reduc freza la 5600R, dar mai în față nu mai aveam loc oricum, așa că l-am lăsat nefăcut. O să încerc să vă arăt cum a ieșit toată suprafața și o să vedem când o să reușesc să vin să băgăm rarița. Sper să reușesc să facem și asta, dar vom vedea. Acum vă arăt să vedeți cum arată rândurile. Eu zic că e bine. E cam cald, dar totuși motosapele funcționează chiar bine. 7800 CRT-ul. Super sistem din punctul meu de vedere, nu îl laud eu, e o super motosapă, un sistem motocoasă, motocositoare, puteți să vedeți foarte multe clipuri pe canal, chiar și cu asta mică la fel, foarte bună pentru astfel de lucrări. Cam atât deocamdată, până la un nou clip pe canal, vă salut, vă mulțumesc pentru vizionare. Și vă doresc mult spor la treabă.